Depășirea stresului și a grijilor. Toată apa dintr-un ocean nu va scufunda o barcă mică dacă apa nu ajunge în interiorul bărcii. La fel, toate problemele, toate provocările, toate dificultățile din lume nu te pot trage la fund atâta vreme cât nu le permiți să ajungă în interiorul tău. Perioadele îndelungate de îngrijorare te sărăcesc de vitalitate, entuziasm și energie, lăsându-te într-o stare fizică și mentală deplorabilă. Medicii specialiști arată că îngrijorarea cronică se află în spatele a numeroaselor boli, precum astmul, alergiile, problemele cardiace, tensiunea arterială și o serie întreagă de alte afecțiuni, prea multe pentru a le putea enumera. Mintea neliniștită este confuză și divizată și se gândește fără noimă la o grămadă de lucruri care nu sunt adevărate. Deși mulți dintre noi au cu adevărat probleme, cum ar fi un bolnav în familie sau pierderea serviciului, multă îngrijorare se datorează indolenței, lenei, apatiei și indiferenței. Atunci când te trezești, nu trebuie să te gândești la lucruri îngrijorătoare. Te poți gândi la armonie, la pace, la frumusețe, la iubire și la înțelegere. Poți înlocui gândul negativ cu un gând constructiv. Steve era îngrijorat în privința sănătății sale, dar după un examen medical comprehensiv, doctorul i-a spus că nu avea nimic din punct de vedere fizic, dar că suferea de anxietate nervoasă. Anxietatea nervoasă este o formulă pretențioasă pentru obișnuita îngrijorare cronică. Iar cuvântul îngrijorare, atunci când îl traduci din rădăcina sa originală, înseamnă a strânge, a sufoca, ceea ce este exact ceea ce îi se întâmpla lui Steve. El era de asemenea constant îngrijorat în privința banilor, a serviciului său și a viitorului. Viziunea sa despre succes și prosperitate era împiedicată de îngrijorarea sa cronică, iar frământarea îi consuma energia. Se simțea în permanență obosit și deprimat. A fost sfătuit să facă zilnic câteva sesiuni de liniștire și a declarat solemn că cel atotputernic i-a dat inspirație și speranță și tot ceea ce trebuia să facă era să intre în legătură cu infinitul și să lase armonia, pacea și iubirea să-l miște. I-a fost recomandat următoarea meditație. Dumnezeu sau înțelepciunea supremă mi-a dat această dorință. Puterea supremă este în mine, dându-mi forța de a fi, a face și a avea. Această înțelepciune și puterea celui atotputernic mă sprijină și mă ajută să-mi îndeplinesc idealurile. Nu mă mai gândesc la obstacole, întârzieri, impedimente și eșec. Știu că, gândind constant pe această linie, îmi întăresc credința și încrederea și îmi sporesc forța și echilibrul, pentru că Dumnezeu nu ne-a dat spiritul fricii, ci pe acela al puterii, al iubirii și al minții animate. Am meditat regulat și sistematic asupra acestor cuvinte. Aceste adevăruri i-au pătruns în minte și apoi creierul a transmis aceste vibrații vindecătoare în tot corpul său. Au pătruns în subconștientul său și, asemenea unui antibiotic spiritual, au distrus germenii îngrijorării, fricii, anxietății și toate celelalte gânduri negative. În interval de o lună a ajuns la acel grad de tărie, putere și inteligență care fusese implantat în el la naștere. El și-a învins îngrijorările cu ajutorul parțial al medicinei spirituale și al inteligenței infinite,
adânc ascunsă în subconștient. Analizează-ți grijile. Andy, inginer de profesie, spune că își privește grijile ca pe o problemă de inginerie. Atunci când mă confrunt cu o problemă tehnică, iau produsul respectiv și îl desfac în părțile componente. Apoi mă întreb, care este natura acestor defecte? Ce înseamnă fiecare piesă? Cum o pot adapta la sistemul întreg? În ceea ce privește grijile, mă întreb, ce putere au aceste griji? Există vreun principiu în spatele lor? Cu acest gând calculat, rațional și cu o analiză logică, el demontează toate grijile și realizează că ele nu sunt decât umbre deasupra minții sale, iluzorii și greșite. Nu este realitate, doar o umbră deasupra minții. O umbră nu are nicio putere. Iată cât de mare este problema de fapt. O umbră în mintea ta. Nu are o existență. Nu este guvernată de niciun principiu și nu este bazată pe niciun adevăr. Aceste griji nu sunt decât un conglomerat de umbre sinistre. Elimină aceste umbre, transformă-le în realități și luptă-te cu ele. Corpul reflectă ceea ce gândește mintea. Doctorii îți pot spune că mulți dintre pacienții lor se îngrijorează atât de mult asupra unor boli pe care nu le au, încât încep să manifeste simptomele acestor boli. În termeni medicali, acele simptome se numesc psihosomatice. Rădăcinile acestui cuvânt sunt cuvintele psiho, care înseamnă al minții, și somatic, care înseamnă al trupului. Ceea ce gândești cu mintea este reflectat de reacțiile corpului tău. Vicepreședintele unei importante companii de asigurări era îngrijorat că suferă de o boală gravă de inimă. Cel mai apropiat prieten al său, un om cu 20 de ani mai în vârstă, tocmai avusese un atac de cord și astfel îi crease impresia că și el urmează să aibă un atac de cord. A mers să consulte un cardiolog specialist care, după interpretarea electrocardiogramei, și-a dat seama că inima pacientului funcționa normal și că problema acestuia era psihosomatică. Atacul de cord suferit de prietenul său i-a dus o îngrijorare neobișnuită legată de sănătatea propriei inimi, culminând chiar cu înțepături în piept și alte simptome ale unei afecțiuni cardiace. Doctorul i-a spus că tratamentul pentru problema sa nu se găsea în tratatele de medicină, ci în propriul subconștient. I-a prescris meditații pentru o sănătate bună, până când falsa idee dispărea din psihicul său și atunci și corpul ar fi reacționat corespunzător. A durat numai câteva săptămâni. A pus în aplicare puternica lege a substituției, repetând în minte ideea bună, până când mintea a acceptat adevărul, lucru care l-a eliberat și i-a adus seninătatea. Acest lucru presupune un anumit efort, însă este ușor de făcut. Este vorba de disciplină și de consimțământul de a o face. Voi învinge această piedică. O voi întâmpina cu privirea ridicată. Este o umbră în mintea mea. Eu nu voi da putere umbrelor. Spasmele emoționale ale vicepreședintelui au fost cauzate de faptul că el era obsedat de ideea că avea o inimă bolnavă. Nu era adevărat. Și astfel s-a vindecat complet. De ce anume s-a vindecat? Doar de o convingere falsă din mintea lui. Puterea se află în interiorul tău. Ori de câte ori ești asaltat de frică sau griji, sau când te gândești că nu poți duce la bun sfârșit o sarcină, rămâi tăcut și nemișcat și conștientizează că infinitul se află în tine, că Dumnezeu este iubire nemărginită, inteligență infinită, viață infinită, minunată înțelepciune, putere absolută, armonie absolută. Dacă o chemi, îți va răspunde.
Inteligența infinită răspunde gândului tău. Acest tip de rugăciune sau meditație va aduce cu sine relaxarea completă și liniștea minții tale. Atunci când te gândești în această stare de relaxare, gândește-te la ceea ce vrei să fii, să faci sau să ai și spiritul nemărginit va răspunde credinței și încrederii pe care o ai în el. Această credință se va infiltra în subconștient și îți va spori puterea de a te confrunta cu problemele pe care le întâmpini. Timp de mulți ani, Carlos a desenat hărți și tabele pentru departamentul de marketing al companiei la care lucra. Era lăudat adesea pentru claritatea și acuitatea muncii sale, Carlos simțindu-se foarte sigur de postul său. Dar pe măsură ce tehnicele computerizate s-au dezvoltat, nu mai era nevoie de o persoană cu calitățile lui Carlos. În loc să se plângă de această nedreptate sau să se vaite de ghinionul său, Carlos și-a convins angajatorii să le recalifice în grafica computerizată. A studiat din greu și a învățat să stăpânească noile tehnici și a dat seama că experiența sa anterioară l-a ajutat să descopere secretele graficii computerizate, a învățat să stăpânească acest domeniu și să devină foarte bun. Nu lăsa nimic să te deranjeze, nu lăsa nimic să te sperie, nu lăsa nimic să te distragă, nu lăsa nimic să te înfurie. Ești un stăpân. Ești stăpân peste propriul tău domeniu conceptual, asupra gândurilor, sentimentelor, emoțiilor și reacțiilor. Ești regele propriului tău domeniu conceptual. Atunci când primești orice fel de sugestie negativă, poți spune: am în mine putința și puterea de a învinge această situație. Cu ajutorul puterii infinite, voi fi în stare să găsesc un răspuns la această problemă. Hrănește-ți mintea cu gânduri pozitive. Îngrijorarea și teama îți pot domina viața dacă le dai atenție. Ai puterea să le elimini din viața ta. Ai în tine prezența și puterea de a-ți schimba viața. Prin rugăciune și meditație, prin dedicare asupra propriului eu, prin încredere în divinitate, îți vei învinge fricile și îngrijorările. Dacă îți vei hrăni mintea cu gânduri pozitive, subconștientul va reacționa pozitiv atunci când va fi confruntat cu probleme și va găsi soluții care vor avea ca rezultat o viață mai veselă, mai liniștită, cu mai multe împliniri. Mulți oameni greșesc pentru că pierd prea mult gândindu-se cum să iasă dintr-o anumită situație, dacă vor reuși sau nu. Această continuă neliniște asupra felului în care vor decurge lucrurile creează îndoiala, care este o piedică de netrecut în calea reușitei. Secretul reușitei, indiferent dacă este vorba despre cel profesional sau despre cel personal, este concentrarea. Gândul la teama de orice fel este o piedică în calea concentrării mentale și a abilității creative. Unul dintre principalele motive de îngrijorare a muncitorilor este teama provocată de un șef dominant, un șef care amenință întotdeauna cu pedepse sau chiar cu concedierea muncitorilor care nu-i fac pe plac. Nu este deloc ușor să lucrezi în asemenea condiții și mulți oameni se plâng de ele. Întregul ansamblu mental vibrează din cauza conflictelor emoționale, iar eficiența este imposibilă. Este puțin probabil să-i schimbi personalitatea șefului, dar poți învăța să trăiești cu această stare de fapt, fără ca ea să te influențeze. De fiecare dată când observi că ești îngrijorat, temător sau neliniștit de acest tratament, ia o pauză câteva momente și spuneți: aceasta nu este viața unei ființe inteligente, raționale. Aceasta nu este viața unei persoane adevărate.
Fără îndoială că dacă este posibil să-ți schimbi postul, fie în interiorul organizației, fie în altă organizație, vei face asta. Dar dacă nu ai această opțiune încă, de fiecare dată când șeful te mustră aspru, repetă-ți în gând: nu voi lăsa ca acest lucru să-mi ruineze viața. Îmi voi păstra cumpătul la serviciu și voi ști că dau ce este mai bun, în ciuda atitudinii șefului meu. Nu voi lăsa această stare de lucruri să mă demoralizeze. Poate că acest fel de a gândi nu va ușura situația, dar te va ajuta să o accepți și să cauți arii de interes în afara serviciului ca să obții satisfacții și împliniri. Relaxează-ți corpul, liniștește-ți mintea. Mâine ești programat la întâlnirea anuală de evaluare cu șeful tău. Ce vei face? Te vei îngrijora, cel mai probabil, gândindu-te la ceea ce va spune șeful tău. Îți vei aminti toate greșelile pe care le-ai făcut, termenele pe care nu le-ai respectat sau alte probleme. Subconștientul va fi bombardat cu negativism și te va împiedica să dormi în acea noapte. Dar să presupunem în schimb că ai cunoașterea legilor minții și a felului în care funcționează spiritul. În loc să te îngrijorezi din cauza acelei evaluări, stai pe scaunul sau pe canapeaua ta și mobilizează-ți atenția. Mai întâi, relaxează-te. După ce corpul s-a relaxat, mintea devine liniștită. Spune-ți în gând: degetele de la picioare sunt relaxate. Picioarele sunt relaxate. Mușchii abdominali sunt relaxați. Inima și plămânii sunt relaxați. Coloana vertebrală este relaxată. Gâtul este relaxat. Mâinile și brațele sunt relaxate. Creierul este relaxat. Ochii sunt relaxați. Întreaga mea ființă este complet relaxată, din creștet până la tălpi. Atunci când ești relaxat, trupul trebuie să ți se supună. Când te relaxezi și crezi, rugăciunile îți sunt întotdeauna ascultate. Dacă nu te relaxezi, nu vei obține rezultate. Relaxează-te și crede. Atunci când îți relaxezi trupul, îți relaxezi și mintea. Mintea devine liniștită și imobilă. Așadar, ce trebuie să faci spre a te pregăti pentru ceea ce întotdeauna a fost un supliciu pentru tine? Trebuie să te gândești la toate realizările pe care le-ai avut în ultimul an. Costurile pe care le-ai redus, inovațiile pe care le-ai propus, clienții pe care i-ai satisfăcut și toate celelalte acțiuni pozitive în care ai fost implicat. Dacă vei rula acest film în mintea ta, în mod repetat, vei fi pregătit. Când te întâlnești cu șeful tău în dimineața următoare, vei intra la întâlnire cu o puternică atitudine pozitivă. Îngrijorarea a fost înlocuită cu încrederea. Cu siguranță, șeful îți va indica direcțiile în care se pot face îmbunătățiri. Aceasta este sarcina șefului și fiecare dintre noi poate face îmbunătățiri. Dar le vei accepta cu sugestii constructive și nu ca pe o critică. Îți vei programa subconștientul să înlocuiască îngrijorarea și teama cu siguranța că te descurci bine și că ești în stare să te descurci și mai bine. Crezi că ai probleme? Există o poveste veche despre un om înțelept, un iubitor de mistere ale vieții, un mistic, care i-a îndrumat pe toți oamenii de pe pământ să formeze un cerc. În centrul cercului urmau să fie depozitate toate problemele, durerile, neînțelegerile, eșecurile în dragoste, bolile, lipsurile și limitările
probleme de toate felurile. Apoi li s-a acordat promisiunea, problemele fiind ordonate și examinate, să aleagă pentru sine oricare dintre aceste dificultăți. O mare liniște a cuprins mulțimile. A rămas nemișcată și tăcută. După mult timp de gândire și deliberare, fiecare bărbat și fiecare femeie a mers în centrul cercului și fiecare și-a luat problemele și apoi s-a întors acasă. Nimeni, nici măcar un suflet, nu a ales sau a luat pe propriile umeri durerile, supărările, încercările și necazurile altuia. Este tentant să încerci să rezolvi problemele celorlalți. Este o aberație și o pierdere completă a energiilor noastre. Cu toată bunăvoința și bunele intenții din lume, indiferent cât de mult ne-am dori, nu suntem competenți să rezolvăm problemele altora. Doar noi înșine putem să ne împăcăm cu propriile noastre vieți, pentru că ele sunt creația noastră. Putem modifica și îmbunătăți viața prin schimbarea convingerilor, prin realizarea a ceea ce suntem cu adevărat. Trebuie să ne reamintim constant, să acceptăm moștenirea, succesiunea formată din tot ceea ce este bun, adevărat și frumos.